Discuțiile de ieri de la București între sindicatele din învățământ și premierul Nicolae Ciucă s-au soldat cu un eșec. Dacă până acum se discuta despre noua lege a educației în care se și stabilea metodologia de salarizare, ieri premierul i-a anunțat pe sindicaliști că salarizarea angajaților din învățământ a fost scoasă din legea educației aflată încă în dezbatere. Sindicatele au declanșat procedura de strângere de semnături pentru grevă generală și nu este exclusă înghețarea anului școlar. Potrivit datelor statistice, tot mai mulți dascăli bine pregătiți ies din sistem prin pensionare sau pur și simplu renunțare la catedră. Tot mai puține cadre didactice se înscriu la examenele de titularizare, iar pentru ocuparea posturilor sunt angajați tot mai mulți suplinitori, parte dintre ei cu pregătire opțională. Realitatea demonstrează astfel că proiectul România Educată, pe care se construiește noua lege a învățământului, pare că ar avea alt scop, mai ales după discuțiile de ieri cu premierul României. Este de părere Paul Rusu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar din județul Hunedoara. Ieri a fost zi de proteste și la București și premierul i-a primit 6 dintre colegii noștri, 2 de la fiecare federație din universitate. S-a discutat și cu ministrul educației și așa mai departe, dar nu avem. Deci, puneva din potrivă, guvernul a retras din proiectul legii educației prevederile referitoare la salarii. Asta înseamnă că ne-au mai redus încă puțin speranțele, pentru că dacă aveam chestia asta în legea educației, știam de unde pornim după aceea pe legea salarizării. Asta înseamnă că avem o lege educației proastă, legea Frumerii din 2011, și acum a venit și o înlocuim cu una și mai proastă. Nu cu o lege de perspectivă, nu cu o lege revoluționară care să-ți dea sentimentul că se poate întâmpla ceva pozitiv în România. Nu. Cu mărgica pe care o luat-o domnul președinte, știți că e povestea lui Preangă, cu moșul și baba, moșul avea un cocoș și baba avea o găină și, știți povestea, da, nu mai spun, da. Cam așa și la președintele nostru. De 5 ani de zile se scremne cu România Educată, a blocat totul în educație cu România Educată și acum la final de mandat vrea să lase o lege a educației proastă. Salarizarea profesorilor se va discuta separat pentru a evita discriminarea în sistemul bugetar, explicație criticată de sindicaliști. Salarizarea se va discuta separat, că s-ar crea discriminări față de alte categorii profesionale. Dar eu reamintesc faptul că profesorii așteaptă de 5 ani aplicarea vechii legi, reamintesc faptul că Sănătatea a primit imediat în 2018 salarii maxime, reamintesc faptul că Olguța Vasilescu, când a plecat la Craiova, a lăsat la Ministerul Muncii directive, mă rog, și ordonanță de urgență prin care administrația s-a dus și ea pe maxim și a rămas profesorii așteptând încă până în 2023. Deși era o promisiune cu 2020 și acum vine Ciolacu și ne spune că ar fi discriminare. Dom'le, nu este nicio discriminare. Profesorii așteaptă de 5 ani. Continuă protestele, probabil că o să ne mutăm protestele spre București, se pregătește un meeting de protest, 10.000 până la 30.000 de oameni, să vedem cât suntem și noi capabili din punct de vedere financiar și organizatoric. Se pregătesc proteste, probabil să vedem dacă se va accepta și colegii. La nivelul fiecărei școli, la începutul activității, profesorii se iasă în fața școlii să protesteze, semnal de alarmă, fără să fie afectat procesul didactic. Da. Și se adună semnăturile pentru grevă. Grevă și probabil înghețarea anului școlar, adică neîncheierea mediilor, mai completează Paul Rusu.